Serviciul Salvamont își va pierde personalitatea juridică, acreditarea și chiar actuala conducere, asta ca urmare a contopirii cu Direcția de Drumuri Județene, în urma aplicării ordonanței economisirii. Atât actuala conducere a Salvamont, cât și unii consilieri județeni nu văd cu ochi bun această decizie. Montul, și când spun asta, fac o comparație și cu perioada dinainte în care Salvamontul a fost iarăși sub Direcția de Drumuri. Chiar dacă cei mai mulți dintre angajații Salvamont au fost și acum, felul în care s-au mișcat lucrurile, birocrația, care știm că împiedică de foarte multe ori bunele intenții, și-a spus cuvântul. Pe de o parte este trist, fiindcă raportat la nivel național, vom fi singurul județ care devine subordonat, în ciuda faptului că există o ordonanță de excepție prin care serviciul Salvamont putea fi salvat de la această comasare. Pe de altă parte, există o lege care ne defavorizează, în sensul că organigrama pe care o are serviciul Salvamont este subdimensionată datorită populației județului, legăturii pe care organigrama o are cu numărul de locuitori ai județului, ceea ce este din start o aberație, fiindcă noi nu lucrăm doar cu locuitorii județului, noi salvăm victime din toată țara sau chiar și din străinătate. Deci atunci când se dimensionează un serviciu, ar trebui un serviciu Salvamont, ar trebui luat în calcul faptul numărul de persoane cu care interacționează, adică numărul de turiști care vizitează județul. Ori se știe, județul Caraș-Severin este unul cu predilecție turistic și este un aflux turistic extrem de mare. Nici nu vreau să mă gândesc vis-a-vis de partea birocratică ce multe documente, ce multe aspecte vor fi din nou răsturnate, și cel mai grav pe care îl văd eu este din nou pierderea acreditării serviciului. Am ținut la acest proiect cunoscând precedentele din administrația trecută. În administrația trecută, Salvamontul a aparținut de Direcția de Drumuri, iar bugetul de la Salvamont a avut de suferit, ba chiar lipsă acută de echipamente, lipsă acută de personal. Cât timp a funcționat cu personalitate juridică, Salvamont Caraș-Severin s-a dezvoltat și a avut performanțe notabile. Merge bine. Una dintre cele mai mari realizări, construirea primului refugiu montan din județul Caraș-Severin, se lucrează acum, la el se află undeva în Munții Țarcu, un refugiu extrem de important pentru zonă. S-a deschis un punct de lucru pe aeroportul din Caransebeș pentru a fi aproape de unitatea IGAV de elicoptere și de SMURT, cu care noi avem o colaborare foarte bună, și în baza acestei colaborări timpii de reacție s-au redus considerabil. În rest, ce să spun, eu sunt cu conștiința împăcată că în toată această perioadă mi-am văzut de treabă, am realizat performanțe cu acest serviciu, am reușit să fac o imagine bună Salvamontului, atât la nivel județean, cât și la nivel național. La conducerea Salvamontului cu Copu Galescu, performanțele clar au fost îmbunătățite. Suntem norocoși că l-avem pe Coco Galescu, unul dintre cei mai buni alpiniști din România și cred că cel mai bun salvator montan pe care l-am putea avea noi. Dacă lucrurile vor merge bine și va fi o colaborare foarte bună între șeful serviciului Salvamont și directorul de la drumuri, se va face performanță și în viitor. Dacă nu va fi o colaborare și se va schimba conducerea, și după câte am înțeles se vrea și schimbarea șefului de serviciu Salvamont, atunci vom da înapoi exact cum am zis în ședință cu 10 ani. Județul Caraș-Severin va fi singurul din România în care serviciul Salvamont va funcționa în subordinea unei alte direcții.